Ieri dimineață băieții au dat buzna în dormitoarele fetelor pentru a fi trezite la un mic dejun cu iz de romantism. Bună dimineața, iubita! Hai că te să ne îngrebim, hai! Ce? Hai sus! Hai cu mine! Hai că trebuie să te duc la baie, să te speli pe dinți, să te speli, după aia să-ți fac cafeaua. Așa. Auzi, mireasă, ce vrei să mănânci? Dar nu mi-e foame. E, trebuie să-ți fac. Mai adunerați. Mâncăm împreună. Hai că fac aici. Da, vă, ce, păi, dar ce, trebuie neapărat să gătești? Da. De ce? Trebuie să mâncăm. A, hai să facem avocado. Nu vrei să, pe lângă avocado, vreau să fac, nu, nu facem omletă, facem ouă. Bine. Ouă. Ouă prăjită, da. Avocado. Da, poți să-l tai gen pe jumătate. Tai el pe jumătate. Și doar scoți din el. Ia așa. Cum ai dormit? Bine, dar nu știu, cred că visam ceva, habar n-am. Sigur visam, dar nu mai știu. Ce ai zis când m-ai văzut lângă patul tău? Dar nu înțelegeam nimic. Nici n-am zis neața. Știu, m-ai luat în braț așa. Cum le vrei, mai moi, mai tari? Cum vrei și tu. Eu le mănânc moi. Ăla avocado eu nu-l mănânc așa. Dar cum îl mănânci? Lasă-l în farfurie. Așa. Ia furculița aia și îl pisezi așa. Îl faci ca o pastă. Okay. Pastă? Mhm. Păi e verde. Ce că e verde? Am crezut că nu e așa. Și pui zeamă de lămâie și sare. Ai pus sare și lămâie? Nu. Imediat. Trebuie să storci așa lămâia. După aia să mai amesteci puțin. Ești mic acum, că poți să-mi dai ordine, da? Nici nu m-am gândit la asta. Știi care e treaba la mine? Ce? Care e treaba? Eu dacă, dimineața, eu dacă apuc să beau capucina asta înainte să mănânc, nu mai pot mânca. Da? Da. Mai trebuie sare. Asta. Stai. Am uitat să punem niște cașcaval să ne acristim. Crezi că poți să mănânci și dimineața? Da, aici chiar mănânc dimineața. Am început să mănânc dimineața. Ce? De ce te uiți așa? Te privesc. De ce mă privești și tari? Sau poate că nu mă place. Te feri sau ce te gustești. Cum mă faci să râd? De ce? De ce să nu te fac să râd? Ai, glumesc. De ce glumești? Păi să nu fiu serios. Dar Mihai mai avea nevoie și de un feedback despre micul dejun pregătit. Cum a fost dimineața asta pentru tine? Foarte frumos. Da? Mhm.
Mă bucur. Am venit la tine. Te uitai la mine așa. Nici nu mai știu ce am făcut. M-ai luat în brațe și am tot vreau să mă ridic, tu nu mă lăsai. Da? Da, te ține așa, scai. Stai. Ți-ar plăcea și în afară? Să fii trezit așa? Da, cui nu i-ar plăcea? Ce ție, nu? Ba da. Păi vezi? Da, m-am și gândit la asta. Aici? Te-ai gândit cum o să fie când dau că să fie așa trezit afară? Dacă ai fi făcut asta afară. Da, normal. Da. Mie îmi place chestia asta de genul. Da. Da? Da, bine, nu fiecare dimineață. Păi? Nu chiar în fiecare dimineață. Da, am mai făcut. Și acasă, când eram cu ai mei. Le-am, și lor le-am făcut, le pregăteam cafeaua. La mama, la tata, când se trezeau. Și tu ai fost trezit așa? Nu. Niciodată? De, niciodată. Așa mă trezesc mereu când merg, când merg acasă de mama. Dar nu. După micul dejun merge și un mic dans matinal. Hai să te duc să te dansezi. Hai, draga mea. Vin. Da, ți-a plăcut? Foarte mult. Da? Înțeleg că nu, pasta nu prea i-a ieșit. Ba da, i-a ieșit foarte bine. Da? Da. S-a descurcat. Păi, acum vezi că o să aibă pretenții... am zis că acum pasă îmi dea ordine. Da, eu am avut ocazia să îi fac o dimineață cât mai frumoasă, cât mai plăcută. Dar cum tu ești tristă, ce-i cu tine? Am fost tristă pentru că am auzit că o să plece doamna Tamara și am plâns puțin. Dar am înțeles că o să se întoarcă. Da, o să vorbim la momentul potrivit. Da. Și ia să vedem. Robert a trezit-o pe Ionela. Raul, tu pe cine ai trezit? Mirela. Pe Mirela. Poftim? Pe Mirela și pe Miții, da. Așa. Cristi? Pe Diana. Pe Diana. Aici e evident. Așa. Stelian? Pe Tess, dar ea deja era trează când am ajuns eu. M-a trezit Sorin de dinainte. Ai ratat momentul, Tess. Ionuț? Pe mine m-a trezit cineva din producție, că am fost la date. Ah, ok, tu așa. Alexandru? Și pe Alexia. Pe Alexia. Am spus toată lumea, nu? Da. Da. Și practic cine n-a fost trezit? Ce fată n-a fost trezită? Eu am trezit singură. A, păi n-a venit nimeni să-ți pregătească ceva? Nu, că nu mănânc așa fix de dimineață. Ai lăsat că nici fetele aia, era gestul. Gestul, da. Bine. Doamnelor, domnilor, după pauză avem votare. Vor vota și fetele și băieții. Despre ce este vorba aflăm peste câteva minute.